Piața din Lugoj a fost împânzită astăzi dis de dimineață de comercianții de miei. A fost prima zi din acest an în care și-au adus animalele la vânzare. Majoritatea dintre ei au mai fost și în anii trecuți la Lugoj și speră ca în această perioadă vânzarea să meargă mai bine. Prețul unui kilogram de carne de miel variază între 11,5 și 13 lei pentru mielul viu și între 20 și 25 de lei pentru cel tranșat. Puțin pentru munca din spate, spun comercianții. Mihai Hanțig are 35 de ani și se ocupă de creșterea mieilor de când se știe. Îndeletnicirea este o tradiție a familiei din Moș Strămoș. Crescătorul spune însă că activitatea a rămas la nivel de pasiune și că nu se mai rentează. Munca noastră s-a dublat, prețul la motorină s-a crescut și miei sunt ca cu 4-5 ani. Aceeași preț, variază de la 20 la 25 carne, viu 11-50, 12-13 lei. Dar e o porcărie. Nu ne scoate nici cheltuielile. Porumbul a crescut, toate prețurile au crescut, toate prețurile peste tot au crescut, pensiile, pâinea, tot la noi aceeași preț. Și suntem încă sabotați. Câți miei aveți de vânzare? A, vreo 30. N-am atâtea de mulți, dar când am avut mai mulți, aceeași preț a fost și atunci. De ce credeți că nu a crescut prețul la miei față de acum 4-5 ani? Nu știu, cred că vin din import și ne omoară supermarketurile, hipermarketurile, magazinele mari, ne omoară pe noi. Nu știu de unde iau ei, ce fac ei, de unde iau miei. Și autenticul miel românesc nu se compară cu cel crescut în afara țării. Ne omoară birocrația, toate astea, subvențiile foarte mici, prețul e scăzut, dar că ne mai ține pasiunea în viață, atât. Și alți comercianți au venit cu gândul de a-și fructifica munca, deși poate vor trebui să lase la preț. Am lucrat atâtea luni și acum să ne luăm și noi bănuțul. Câți mei aveți de vânzare? Păi vreo 180. Na, ce dăm, ce nu ne mai lăsăm meluță, mai ce să facem? Asta e. Cam cât costă? Kilogramul? Da. 25, negociabil. Acum. Da, dacă nu, ce să facem? Trebuie să lăsăm la preț, să ne pucem de marfa. Unii cumpărători, mai cu dare de mână, s-au grăbit încă din prima zi în care miei au apărut pe piață să-și cumpere carnea pe care o vor pune pe masă de Paște. Alții au vrut doar să tatoneze terenul, în speranța că dacă timpul va trece și prețul animalelor va scădea. Mă grăbesc, că odată e bani pascele, nu-i de două ori, cât îi, asta îi. E un pic cam scump, da, pascele e pasce. Ați mai cumpărat și în alți ani, e ceva tradițional pentru dumneavoastră? Da, da, tot timpul. E bun, e bun, față că e muncă, e foarte multă muncă. E multă muncă în spate. Da, sigur, sigur. Și omul cere, acum știți cum e. Depinde cum te înțelegi cu el. Sunteți tentat să cumpărați miel viu sau carne? Nu sunt tentat, eu am de vânzare și m-am informat să văd cum merge piața. Studiem prima dată terenul și după aia negociăm, cumpărăm, da, cum o fi, nu? Deci încă nu vreți să cumpărați, nu vă grăbiți. Băi... studiem, dacă nu ne grăbim, cum este, dar dacă chiar se trebuie, poate chiar și cumpărăm. Nu? Cum vi se par prețurile? Păi, nu, acum, după pensiile, dar n-ai ce faci, dacă vrei să mânci ceva, cumperi, dacă nu, am dreptate, așa e. Piața de miei din Lugoj va fi deschisă comercianților și cumpărătorilor până la Paștele Mic.